Ești una dintre cele mai ambițioase și muncitoare din societate. Un specialist calificat, foarte profesionist, poți servi drept model pentru o persoană de succes care a ajuns la înălțimile propriei sale cariere. Seta de putere te atrage la cel mai înalt birou. Îți place să conduci și să culegi recompensele muncii tale. Ești un pragmatist inteligent. Prețuiești succesul material și aștepți ca eforturile tale să fie bine plătite. Ești ingenioasă și te manifesti perfect în afaceri. Îți este greu să refuzi în dedicare. Acest lucru se datorează în mare măsură faptului că tu întotdeauna îți definești clar obiectivele pentru tine însăți și știi ce să faci în orice moment în viața ta. Tu ai, de asemenea, abilitatea de a evalua sobru șansele tale de succes, pe baza experienței anterioare și a capacității de a evalua în prealabil dificultățile care pot apărea în viitor. Chiar și în primii ani de viață, ai fost conștientă de ceea ce este un stimulent. Tu înțelegi importanța sa, știi că poate motiva oamenii să acționeze și, adesea, chiar determină modul în care se vor comporta într-o anumită situație. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: loialitate, independență, ascetism, modestie, profesionalism, prudență, responsabilitate. În mod paradoxal, ai cele mai mari dificultăți cu problema subtilă a timpului: disciplinată, înțeleaptă și capabilă să muncești din greu, de prea multe ori nu ai timp să faci tot ceea ce tu însă ți-ai planificat. În ciuda spiritualității dezvoltate și a raționalității practice, nu ți este ușor să înțelegi pe ceilalți și să stabilești contactul cu ei. Ar trebui să aplici toate forțele dăruite în mod generos de Saturn pentru a rupe țesătura realității obiective. Acest lucru va preveni dezvoltarea unei ambiții dureroase și nerealiste și te va ajuta la evitarea angoaselor mentale. Persistentă și materialistă, te bucuri de harul unui Saturn serios și măsurat, dar acest lucru este mai mult o povară decât un cadou. Așadar, te străduiești uneori să-ți complici atât viața, cât și pe majoritatea celor din jurul tău. Înțelepciune lumească, o capacitate de invidiată de muncă, spiritualitate dezvoltată și disciplină minunată, cu o astfel de zestre, poți întoarce munții. Nu tot ce planifici și livrezi tuturor celor dragi prin comportamentul și pragmatismul tău, ajunge la un final corect. La urma urmei, Saturn, ca tată al timpului, se asigură că tu nu ai suficientă timp pentru divertisment și alte slăbiciuni. Tendința ta naturală spre solitudine și muncă continuă este o caracteristică bună, dar nu trebuie lăsată să se dezvolte până la exagerare excesivă. Adori să planifici și să calculezi totul până la cea mai mică nuanță, iar cel mai simplu mod de a te dezechilibra este să amestece cineva toate planurile tale. Pari mândră, autosuficientă și chiar impregnabilă, dar ai nevoie de dragoste și cooperare cu ceilalți la fel ca noi toți. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința ta de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Ești orientată spre scop, îți planifici cu strictețe viața, scriind, marcând singură când și ce ar trebui să obții și ceea ce vrei de la viață. Încă din copilărie, ai înțeles semnificația completă a disciplinei și autodisciplinei și ai început să folosești aceste două pârghii pentru a atinge dorința. Tu analizezi perfect situația, tragi concluzii. Ești capabilă să calculezi bine și întotdeauna să-ți răspândești experiența pe rafturi. Poți fi stăpâna manipulării, pe care ai învățat-o de la o vârstă fragedă. Tu îți extinzi arta nu numai la alții, ci și la tine însăți, stimulându-te să lucrezi în mod activ și să-ți atingi obiectivele. Tu ai învățat aproape din legăn că o persoană este pur și simplu obligată să-și controleze acțiunile și că baza oricărui succes este în autodisciplina fierului.
Cele mai luminate personalități născute în această zi își coordonează întotdeauna acțiunile cu propriile dorințe și nevoi, inspirându-se astfel la realizări mari. Cele puțin dezvoltate încearcă să pună un accent mai mare pe controlul lumii din jurul lor. Uneori devin maestri în manipulare de neegalat. Prezența ta fizică poate domina în orice situație. Deoarece, așa cum am menționat deja, scopul tău este întotdeauna clar definit și ai un control uimitor de sine, alții pot simți o anumită stângăcie atunci când comunică cu tine. Nu este nevoie să ceri permisiune să fie așa cum vrei tu să fie. Tu te arunci cu îndrăzneală în orice convenții și restricții care îți împiedică expresia. Poți fi în general avocata individualității și poți fi în fruntea luptătorilor pentru drepturile individului. Astfel, tu rareori joci bine într-o echipă, pentru tine este potrivit locul de muncă care necesită individualitate. Nu este surprinzător faptul că cea mai mare problemă pentru tine este adesea pierderea contactului cu sentimentele, dispozițiile și filozofia altor persoane. Nefiind înclinată să faci compromisuri, tu provoci adesea antagonism din partea colegilor, prietenilor și rudelor. În același mod, tu suprimi personalitățile mai puțin puternice care nu reușesc să te egaleze niciun intelect, niciun organizare. De aceea este vital pentru tine să-ți consolidezi pozițiile în termeni sociali, să consolidezi prietenia și legăturile de familie. În plus, tu nu ar trebui să devii autonomă și, bineînțeles, să impui roluri celorlalți. Te distingi față de alții nativi din Capricorn prin astfel de trăsături speciale, ești responsabilă, intenționată, loială. Tu poți corela acțiunile cu dorințele ascunse și evidente, încerci să te controlezi, de aceea reușești. Ești o persoană cu vederi moderne despre viață, ai propriile tale ambiții de viață, te apropii destul de responsabil de viață și creezi o familie viitoare. Îți evaluezi destul de serios capacitățile și șansele tale de succes, dar reușești datorită intuiției tale naturale și abilității de a identifica cu exactitate posibilele obstacole care ar putea să-ți apară în față. Cum afectează data de 17 ianuarie soarta ta? Poți fi numită cea mai intenționată persoană cu încredere. Ești în măsură să definești în mod clar și să stabilești un obiectiv dorit și să înțelegi perfect cum să te comporți și ce să faci în orice situație. Ești capabilă să evaluezi treptate limitele capacităților tale și șansele unui rezultat reușit în diverse activități. De la o vârstă fragedă, îi înțeles întreaga semnificație a cuvântului stimul, îți dai seama de importanța sa și ești bine pregătită în psihologia umană. Poți să prevezi acțiunile oamenilor în diferite situații. Al șaselea simț. Poate, dar nu fără ajutorul binecunoscutului bunic Freud. Disciplina de fier și controlul acțiunilor sunt o altă cheie importantă pentru succesul tău. Tu îți coordonezi propriile dorințe și nevoi cu acțiunile tale, inspirându-te în același timp să atingi obiective mari. Îți este suficient a te concentra asupra controlului și manipulării lumii. Dacă vorbim de dominație, atunci pentru tine, acesta este departe de un sunet gol. Prin prezența ta fizică singură, tu ești capabilă să faci pe cei din jurul tău să se simtă ciudat și constrânși în comunicarea cu tine. După cum am menționat mai devreme, problema se află în priorități clar definite. Ai un control de invidiată de sine, de sine stătător și întotdeauna știi ce vrei. Atitudinile și convențiile sociale care pot limita sau restrânge activitățile tale nu au niciun sens pentru tine. Tu dobori cu ușurință orice obstacol din calea ta. Când vine vorba de protejarea drepturilor individului și individualității, toți ar trebui să te aibă ca aliat. Lucrul în echipă pentru tine este mai mult o povară decât o plăcere. O problemă importantă pentru tine devine problema menținerii contactului cu dispozițiile și sentimentele altora. Există adesea dezacorduri din partea familiei sau a colegilor de muncă. Poate fi blamată incapacitatea ta de a intra în compromisuri. Sfat: încearcă să îți consolidezi statutul și contactele sociale, să petreci mai mult timp cu familia și prietenii, să acorzi atenție dorințelor și nevoilor lor.
Încearcă cât mai des posibil să intri în contact cu persoane care au puncte de vedere și opinii diferite. Spune-le că nu sunt doar extrase de cont pe fundalul tău, interacționează și se dezvoltă-te cu ei împreună. Dragoste și compatibilitate. Abordarea ta față de relațiile apropiate este destul de conservatoare. Nu ești una dintre cele care se îndrăgostesc la prima vedere și îți ia destul de multă timp să înțelegi autenticitatea sentimentelor tale. Cu toate acestea, într-o alianță pe termen lung, ești un partener de încredere și loial, respecti promisiunile și ești gata să ajuți în orice situație. Partenerul ideal pentru tine toate domeniile vieții este Taurul. Practicitatea și stabilitatea vor fi fundamentul cel mai puternic al relației voastre. De asemenea, o bună unire te așteaptă cu un alt semn de pământ, Fecioara. Cu Fecioara ești antrenată de dorința unei vieți simple sănătoase, de mâncare gustoasă și sex plăcut. Relații armonioase te așteaptă cu Balanța, precum și cu reprezentanții zodiei tale. O relație pe muche de cuțită te așteaptă cu Pești și Rac. Relațiile cu Vărsătorul și Leul sunt puternic contraindicate pentru tine, reprezentanții acestor semne sunt persoane cu temperamente prea puternice, prea orientate spre libertate și spre risipirea banilor comuni. Antipodul tău absolut este Gemeni, cu care nu ai practic puncte de contact comune. Unul dintre cele mai dificile semne pentru tine este Berbecul, a cărui energie furioasă îți demolează literalmente echilibrul și stabilitatea. Locuri de muncă și carieră. Poți face o carieră excelentă care este aproape întotdeauna strictă, iar ca om de afaceri îți vei datora succesul exclusiv eforturilor proprii. Iubești banii, aștepți un salariu decent pentru munca ta, în schimb îți oferi profesionalismul și abilitățile de afaceri înalte. Îți place să conduci. Să stai ferm pe picioare și să înțelegi toate complicațiile afacerii. Acuzațiile de perseverență sunt legate în mare măsură de severitate. Încearcă totuși să nu dai impresia unei persoane excesiv de dure, rea și agresivă. Cu toate acestea, este nevoie de eliberarea de emoții și de energie, desigur, pentru a nu te îmbolnăvi, deoarece pur și simplu să conduci totul în interiorul tău ar fi greșit. În plus, manifestarea emoțiilor și a porțiunilor de dozare ale furiei sănătoase te va ajuta să îți consolidezi imaginea în ochii subordonaților și colegilor. Sănătate și boli. Pe de o parte, trebuie să îți controlezi agresivitatea, iar pe de altă parte, nu ar trebui să o suprimi prea mult, ascunzând-o înăuntrul tău. Dacă reușești să combini o eliberare ușoară a energiei cu conștientizarea efectului pe care îl poate produce asupra altora, calmul este garantat. Consumul diverselor produse stimulatoare cum ar fi cafeaua, nicotina, zahărul, antidepresivele ușoare ar trebui să fie atent controlat. Dieta trebuie să fie echilibrată, mâncărurile picante trebuie consumate separat, accentul pus pe cereale este încurajat. Masa de supraalimentare este complet inutilă. Un excelent mijloc de a neutraliza agresiunea este un exercițiu activ. Competiții sportive, garduri, înot și alergare sunt deosebit de utile, deși trebuie să ai grijă să nu-ți supraîncarci mușchii. Bunăstarea este, de asemenea, promovată prin somn obișnuit. Garanția sănătății este un spate puternic, o atmosferă familială plăcută la domiciliu, o cantitate adecvată de somn, o odihnă, mese regulate, sex obișnuit și efort fizic periodic, soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele întăresc toate proprietățile naturii tale. Prin natura ta, încrezătoare în tine însăți, poți obține succes numai într-o echipă, având partenerii de încredere, acționând împreună cu aceștia în comunitate, având un aer decent în raport cu ceilalți, poți face minuni, dar activitățile individuale nu produc de obicei astfel de rezultate. În acest caz va trebui să realizezi totul cu munca ta, nu trebuie să speri pentru sprijin și înțelegerea altora. Bogăția și recunoașterea pot fi obținute numai prin bunătate și generozitate, dacă ești zgârcită, necinstită,
Vei pierde în cele din urmă tot ce ai dobândit de-a lungul anilor și văzând cum totul se prăbușește, nu vei putea schimba nimic. Sfaturi pentru tine. Punctul tău forte este munca independentă, singură. Cu echipa nu găsești întotdeauna o limbă comună. Găsirea unui limbaj comun cu alte persoane este deseori dificil pentru tine. Aceste lucruri contribuie, de asemenea, la incapacitatea de a face concesii, fără compromisuri. În plus, tu suprimi pe cei care sunt mai slabi moral decât tine, iar cei din jurul tău sunt de obicei neplăcuți. Trebuie să înveți să găsești un limbaj comun cu ceilalți, să nu uiți de familie și de prietenie, să le întărești în orice fel. Apreciază-i pe cei apropiați, încearcă să-i ierți pentru slăbiciunile lor, amintindu-ți că aceștia sunt și oameni vii, și nu doar instrumente sau oportunități. De asemenea, ai grijă să nu te retragi, pierzând contactul cu societatea. Cultivă răbdarea și ține pasul cu vremurile. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele. Însinate ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă. În general, lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit. Iubești monogramele pe cadouri. Pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.